lui, după aceea mai mult în vremea lui Constantin Blâncoveanu, când breasla evreilor domina mahalaua Jignița, cum am zis și mai devreme, evrei de rit spaniol sau sefarzi. Evreii devin o minoritate etnică destul de importantă în capitala României. Numărul cel mai mare care migrează la România și în București este însă după Unirea Principatelor, după 1859, atunci vin din Polonia și din Moldova un număr foarte mare de evrei astenazi. Ceilalți care erau de dinainte, mare parte erau, cum am zis mai devreme, sefarzi, de rit spaniol. În prima jumătate a secolului 20, România a ocupat locul 4 în materie de populație de evrei din lume, după Statele Unite, Polonia și URSS. În secolul al XIX-lea, în București exista o pondere importantă de evrei negustori, zarafi, meșteșugari, bijutieri, sticlari, croitori, cizmari, zugravi, dvaergii, tinichigii, care participau la viața economică a orașului. Această preponderență pentru negustorie și pentru meșteșugărie se explică în primul rând prin politica antisemită care a existat încă de pe vremea lui Cuza și când evreilor le era interzis să posede terenuri și să facă agricultură care era principala, a fost foarte mult timp principala, mă rog, ocupație. La fel ca mahalalele meșteșugărești tipic bucureștene, grupate în jurul unor biserici, și care păstrează și astăzi numele, scaune, olari, olteni, batiștei, mahalalele care erau cumva adunate în jurul unor biserici sprijinite de aceste bresle, și evreii vor sprijini construirea unor sinagogi în cartierul evresc în funcție de breasla cărora aparțineau. Croitorii construiesc templul Unirea Sfântă de pe strada Mămulari, care mai există astăzi, sinagoga cizmarilor pe strada Labirint, care nu mai există, sinagoga tinichigiilor, sinagoga croitorilor patroni pe strada Olteni, care a fost demolată. Bun, v-am zis și mai devreme, numărul evreilor a scăzut foarte mult, astăzi populația evrească este sub de o etnie, evrească este sub 4.000 de oameni. Au plecat de-a lungul timpului. În București? Da, în București, în București. Bun. Edmund, mergem mai departe sau mai ai ceva de zis? Azilul israelit avea și o sinagogă, o să vedem. De dependențe, sinagoga o vom vedea imediat, ruina ei. Clădirea a fost vândută. A fost și spital în perioada comunistă, în fine, a fost vândută și în urmă cu 2 ani. Era propusă clădirea spre demolare pentru construcția unui ansamblu de locuințe nou, dar la intervenția Ministrului Culturii din 2016, clădirea a fost clasată de urgență pentru a fi blocată demolarea, însă, mă rog, procedura de clasare de urgență nu are neapărat efecte, după cum vedeți, doar că n-a fost demolată. I s-a mai dat oarecum o șansă. Proiectul imobiliar n-a început. Din păcate, clasarea de urgență durează 1 an, are valabilitate 1 an, deci probabil că nu mai este clasată, pentru că după 2017 nu s-a mai ocupat nimeni de patrimoniul Ministerului Culturii. Problema însă este destul de gravă și locuitorii din zonă se plâng pentru că la ploi mai puternice cad bucăți din fațadă, se fură în continuu cărămizi din interiorul azilului și, mă rog, e un trafic de persoane foarte intens în zonă.